Capitolul 7 Ușa a fui zbită de zid cu atâta putere încât zângăniră geamurile, iar câteva hârtii luate de curent palpita răscurt și căzură pe dușumea o cărămizie dată cu bradolină. Ioanit și Teodorini, năuciți de intrarea vijelioasă, rămaseră cu conde Elenaier. aer. Maiorul Gogu Roșianu trântim pe masă și, prinzând și mâinile la spate, se proptin picioarele rășchirate. Uite, monșericilor, cum devine chestiunea. Dacă îl mai prind pe vreunul că-mi scotocește sertarele, îi fărâm asta. Simplu, nu ies la raport, nu-mi vremea cu reclamații. Îi spar capul. Ia-o, domnul, spuse calm capitanul Ioanid. Birou e în cuia cu cheie de seif și de când te cunosc n-ai scos-o niciodată de lanțul de la ceas. Roșianul fulgeră cu privirea. Ești candid sau mă crezi pe mine? Ai auzit în viața dumitare de chei potrivite? Ca să le faci, trebuie să posezi originalul. impedimentul cade când ai de-a face cu borfași. Nu există cheie care să reziste unui tâlhar profesionist. Ioanit se crispă. Maxilarele îi jucau sub piele. Domnule Roșianu, cenzurează-te! N-am chef și în orice caz nu primesc ordine de la dumneata. Valeriu Teodorini, consternat, aranja mecanic tancul hârtiilor dintr-un dosar. Dacă lucrurile stau într-adevăr așa, e foarte grav. Sper totuși că e vorba de o impresie, mă rog, o neînțelegere. Goguroșianul își întoarse fața congestionată, mânia ai bulbușase ochii, îi ciumpăvise glasul care răsuna hodorogit. Insinuezi că am halucinații? I-am găsit hârtiile la andala sucite și răsucite, întoarse cu fundul în sus. Sunt zăpăcit în ținută, mă înfișez de distanța regulamentară dintre epoleți, dar știu să-mi țin lucrările. Ăsta-i plicul cu date secrete de la cartierul lui Averescu. Fă-mi plezirul uită-te la sigiliu. E rupt, constată Teodorini. L-ai rupt alaltă, alter, când l-ai primit, am văzut cu ochii mei. Pardon, l-am desprins cu cup papierul, dar l-am lăsat intact. Acum e frânt și jumătate din el evaporat. Pur fașul! observă Ioanit, prefăcându-se că-și continuă lucrul. O fi colecționând suveniruri. Pe lui Averescu reprezintă o piesă importantă. Gogu Roșianul măsură furios. Ești al dracului de spiritual, domnule. Interesant, nu mi-a mai spus-o nimeni. Îi săltă capul eritat. Definitiv, ce acuzație ne aduci? Maiorul Roșianu rânji. Îți dau voie să ghicești de trei ori. Ne crezi spioni? Trădători? În cazul ăsta ne ești complice sau în cel mai bun caz inconștient, dacă nu-i raportezi chestiunea generalului Dabija. E în biroul lui și nesățios de vești bune. Cred că așa trebuie procedat, interveni Teodorini cu un aer grav. Ca ofițer de contrainformație am obligația să cercetez cazul și să-l aduc la cunoștința superiorilor. Foarte bine, spuse Roșianu pe tonul omului care se spală pe mâini. Și ar fi bine să depui în chestiune măcar jumătate din sârgu cheltuit într-o urmărire a neînsemnatei mele persoane. Îți vremea talonându-mă de rău, dumitale, nu mă pot duce nici până la privată. Sau nu pot intra la damă, iar aici unde ți-e locul? Domnește vraiște. Halal! Valeriu Teodorini, palid cu mâinile zvâgnind de emoție, se ridică ostentativ. Constat că ai o zi proastă și în orice caz e împotriva principiilor mele să portă discuție în condițiile și termenii pe care îi propui. Scuzați-mă! După ce închise ușa, roșianu plăști dintr-o dată își dădu drumul ția până pe scaun. Capitanul Ioanid îl contemplă câteva momente liniște. Declară pe un ton obișnuit, fără umbră de supărare. Încă unul cu care te-ai pus bine și e cel mai cum se cade. Gogu încercând să păstreze ceva din indignarea explozivă de adineauri, epuizată acum și fără energie, izbi cu palma în masă. Mă enervează, domnule, Se i ține scai de capul meu un târg. Eu o ficășuna că spionul secolului, pe semne ca am vizaj, am să mă ui mai atent în oglindă. Și aici mi se dă iama în dosare ultrasecrete. E inadmisibil. Ai grijă ce-i spui lui Dabija. Ce să-i spun? Exact ce-am pățit și punct. Un în cap floricele. În vă conștiincios de treabă, mă dau peste cap să-l mulțumesc. O ordin să dorm aici la ușa cabinetului, încă n-am primit. Mai gândește-te totuși, vezi, dacă nu se strecoară pe undeva vreun mănânce, ți se poate reproșa. În privința asta este un explorator de săvârșit. Poate te interesează unul din aforismele pe care le cultivă cu strășnicie. Vinovată e totdeauna victima. De, o fi știind el ceva, peste câteva minute se aflau toți în biroul generalului. Dabija-i primit picioare lângă masa de lucru într-o atitudine care era caracteristică. Drept lumâna are țeapăn, fără să se reazeme cu mâna, ori și în coț și șolduri de vreo mobilă. Emana atâta vigoare, hotărâre și un anume soi de mânie stăpânită, fără răgete și gestică dezordonată, de fapt mânia în forma ei cea mai primejdioasă, încât capitanul Alexandru Ioanid, în admirație sinceră, încercă pentru prima oară de când se cunoștea impulsul sincer de a-și scoate pălăria dinaintea cuiva care nu era întins pe năsălie. Am fost informat, domnilor, începu cu o voce care făcu urechile celorlalți să vâjie, nu din pricina acutelor, ci a intensității înfrânate, despre faptul deosebit de grav petrecut în biroul dumneavoastră. Consecințele unui atare incident nu prezintă dubii pentru niște ofițeri de stat major. Cert este că sunteți toți trei culpabili în aceeași măsură. Goguroșia nu încercă să profite de pauză. Permiteți-mi, domnule general, sunt cât se poate de atent cu documentația secretă. Hârtiile se află permanent sub cheie. Nimeni nu are acces nici măcar colegii mei. Tabija întrerupse pe un ton categoric. Realitatea a demonstrat contrariul. Bizar mi se pare că dumitale ți se întâmplă totdeauna câte ceva. Dacă ne șansa mi-ar fi subalternă, aș ști să-i dau ordine. Sunt ghinionist. Își pierduse cumpătul, pumnii se încleștau și descleștau spasmodic. Ioanid îl privi speriat. Ce cu el a nebunit? Generalul replică înghețat. Nu cred în ghinion, domnule major, ci doar în rea credință și imbecilitate. Și dacă aș crede, aș proceda ca bună parte pe ghinioniștia și înlătura din drumul meu. Permiteți-mi să raportez? Nu eu mi-am semnat ordinul de numire la statul major. Constat însă că ți scălești destituirea. De ajuns! Capitane Ioanideș vinova de lipsă de vigilență. Trebuie să fii atent la tot ce se petrece în jur și nu doar la lucrările de sub nasul dumitale. Ochelarii de cal n-au ce căuta în acest cabinet. Am înțeles, domnule general. Privirea dură îl căută pe Teodorini, care aștepta cu față și mâine ceară, neîndrăznind să-și ridice ochii mai sus de centura lui Dabija. Părerea mea despre felul cum ți-ai îndeplini misiunea de ofițer de informațiuni, ți-am comunicat-o acum câteva minute. Cu ierul din spatele dumitale s-a dovedit mai folositor. Domnilor, ne aflăm în ziua de 11 februarie, ceasurile 12 și 15. Aveți la dispoziție din clipa aceasta 72 de ore și un minut pentru descoperirea celui care a violat biroul maiorului Roșianu. Aștept deci rezultatul joi, 14 februarie, ora 12 și 16. În caz de eșec, veți fi deferiți curții cu marțiale. Sunteți liberi. Capitanul Alexandru Ioani trăgea nervos din țigară. Uite ce ai izbutit! Roșianul cerceta, a bătut. Parcă ziceai că sunt conștient dacă nu semnalez un incident care mi se pare suspect. Ori aici e categoric vorba de o mână criminală. Și, în definitiv, nu eu am ieșit la raport. Mai rău, Teodorinita, ce a adâncit în gânduri. Curtea marțială, spuse pentru el Ioanid. Ei, uite, eventualitatea asta n-am prevăzut-o. Cum ne au fi scris? Săltă roșian din numeri. Dacă or fi și la fel de sminti să ne condamne pe simple supoziții? Îmi pierd orice iluzie despre țară, neam și dinastie. Ai grijă să-i avertizezi chiar de la începutul instrucției. Ei, firar al dracului, se uită la Teodorini. Cum procedăm? Îți spun sincer, n-am nicio idee. Celălalt ridică o privire goală. Mă gândesc. Roșianu închise toate dosarele ca unul care și-a isprăvit treburile. Eu n-am la ce să mă gândesc. N-am talente de polițist și ce e esențial... Știu precis că nu eu mi-am dezvirginat propriul birou, ca pe urmă tot eu să fac tapaj, nu stigni și nici pervers. În concluzie, dacă nu s-a strecurat cineva din afară, curiosul e unul din voi doi, personal sunt scos din cauză. Capitanul Ioanit strivi țigara cu o mișcare apăsată. Nu se știe niciodată. Smaraldul de pe degetul domnului Cicerone Butculescu se asorta cu țurțurii de la veioza otomană, o antică achiziționată în bazarul, de, în bazarul Constantinopolului acum vreo șase decenii. Din pricina ochilor de sticlă diferit colorată care găurau abajurul de bronz și care îmbrăca un altul, de fapt, din cleștar, lampa împestrița odaia cu pete jucăușe roșii, albastre, verzi, chihlimbarii și violet. Tot interiorul, în general, ambiționa spre o ambianță orizontală, orientală, Fuzeria de chilimuri, tabrizuri, ispahanuri și ghiordezuri, seturile complicate de narghilele iscate în argint și fildeș, de pe pereți, meșcioarele cătru atacarului, dar scunde, o șchioapă de la pământ, un tandur, glastrele pântecoase de faianță din care aromeau altădată doar flori islamice, chiparoase, la leaua mult îndrăgită de profet, trandafir ghiordii. Ținuta de casa domnului Butculescu se înscria în aceeași atmosferă halat din brocart, acum veștejit, lung și larg ca un caftan, fes roșu, papuci cu nasul ridicat, amintind de corăbile piraților vikingi. Adorând să fie socotit un original, lui Cicerone Butculescu îi se părea extrem de rafinat, sunt bine ceea ce și închipuia că ar putea fi gusturi bizantine, practicate acasă, cu cele ale civilizației apuseene arborate pe strada principală și în vizite. Pe măsuța franțuzească, excepție care prin stridență făcea notă picantă, se aflau trei albumașe îmbrăcate în piele, o plumieră de cristal umplută cu trei feluri de cerneală și o pipă. Domnul Cicerone nu fuma niciodată, dar îi plăcea să-și imagineze că o face, pufăind în gol din lulelele autopsiate. Lo primul album al Zoiei Algiu, albastru, cu chipul lui Ghiote în medalion, nervos și năpădit de o barbă zburlită de vânt, îl deschise, își lua vânt rotind de câteva ori mâna în aer și început să scrie cu o caligrafie lăbărțată și mioriță. Am răstignit pe crucea vremii câteva clipe pentru tine. Lasă-le în cumpăna timpului să-ți vorbească mâine din negura trecutului. Dacă azi n-au farmecul lor, îl vei simți mai târziu. Bătrânul reciti cu glas tare rândurile și, radind de mulțumire, luă cel de-al doilea album, nuanță Izabel cu miozotii și aurii, firește, zizinie, cea mai romantică, și trudind într-o același grafism grațios copie după ciornă. Precum dintr-o scânteie se naște un incendiu, tot așa, dintr-o privire, se naște o iubire. Jotem tro, trop pour te parler Cicerone Buculescu contemplă încântat pagina și reflectă tare cu nostalgie. De ce n-am știut să perseverez? Bine, nefericire, am fost totdeauna prea modest. Suspină, deschizând albumul zincă, e ocupat de cupidă în roz alb, gata să-și sloboadă săgețile spre cer. Nu e mort acel care trăiește mort în sufletul celor care l-au iubit, ci e mort acel care trăiește uitat. Din amintiri parcă prevăd, că n-ai să păstrezi niciuna, că ce ochii care nu se văd se uită întotdeauna. Ridică instinctiv privirea și rămase încremenit. Cu anaristița Vernescu, când, cum, în ce fel, atât de mătăhăloasă, intrase fără să suspine dușumelele ori măcar ușa, îl cerceta cu mână în șol și cealaltă rezemată în cortel. Iar stihuiești, cerone fiule! Putculescu închise precipitat albumele și se ridică. Poftim cu cona, ristiță, poftim, iertare de neglijeu. Bă, atâte mântuirea să te bată, butculescule, zâmbării vernească înaintând. Va să zică, tot crai nu te lași, sucești inimile cu cuanelor, le strâmbi cugetele, cu le faci să ofteze la lună proastă precum cotorlanii în săptămâna brânzei. Nu ți-i teamă că te trăzni de sus? Butculescu măgulit în fond, uite unde era craiul târgului, corupătorul de suflete feciorelnice și coapte se împiedică în cuvinte. Așa ești dumneata cu anaristiță, necruțătoare cu neghiobii. Fii adevăr grăit ai fiule, te pomin că s-a întors lumea cu craci în sus de a început să slobozi înțelepciune. Ia dă-mi un scaun cătărică, fara stârcurile astea, îți defasonate cu șezutul țunțurliu. Dar cum nu cu anaristiță? Îndată? Se repezi alergând cu pasul specific bătrânilor, mărunt și prudent spre fundul încăperii, vernească l urmărea ironică. Un car ragios și prostălău peste toate. Nu l-aș ține în curțile mele nici câine la coteț. Mulțumesc! Rosti așezându-se greoaie. Tare mă mai țin picioarele! De? Voi ăștia tinerii nu cunoașteți metehnele moșnegilor. Așa se și cuvine! Cicerone Butcolescu, care se știa doar cu câțiva ani mai tânăros și la între adevăr și acceptarea unei păreri false, dar măgulitoare. Învinse cochetăria de Casanova a unui bătrânel care nu fusese în viața lui un Don Juan, ci doar un individ cum se cade, inofensiv și inutil, azi prăfuit și demodat. Dacă avea să supraviețuiască din întâmplare războiului, va reprezenta pentru ultimii romantici a începutului de secol o piesă de muzeu, o mostră înduioșătoare a ceva să zică vremile de altă dată, o mostră a manierelor parfumate, a bunului simț cu jabou de dantelă, a lipsei de griji cu desăvârșit accent parizian, a generozităților de nabab săvârșite cu discreție și grație, în pas de gavotă. Vernasca înregistră satisfăcută gâfuitul bătrânului, potrivindu-i potrivindu-și bine în scaunul de lemn cu spătar înalt, parcă-i strană bisericească, șoldurile late. Ci stai locul odată și nu te foi ca un limbric. Butculescu se execută fără să crâhnească, zâmbind tâmp. Ca și pe surorile al îl impresionau firile autoritare, orice voce ridicată le inhiba, paralizându-l pur și simplu, orice vorbă răstită devenea poruncă. De pildă ar fi putut să o dea afară pe Verneasca, o braznică și nepoftită, dar numai ideea în sine îl îngrozea. Și iarăși, ca și Zoe, Zinca și Zizin se lăsa terorizat infirm din pricina unei delicatețe excesive de către o bătrână fără semnificație socială, ruinată și care vegeta trăgându-și seva din propria otravă, colportând, mânjind cu dohot, adulmecând neobosită tot ce semeni încearcă să țină ascuns în besactea cu trei lacăte. Ce se mai aude?" Butculescu un aer conspirativ. Ne preparăm de ofensivă cu anaristiță. Ia uite și cum te prepar tu, fătul meu? Domnul Cicerone, zdrobit totdeauna de întrebările directe, lăsă nasul în jos. Vernească urmă. Prin târg ai mai ieșit? Mai puțin, adică din ce în ce mai puțin. Mă deprimă peisajul cu anaristiță. Prea mult ce nu știu, prea multă tristețe. Stau ca să meditez. Abia când ești în suferință, reflectezi că există și un odela. S-o că să-ți spot coavele puiule. Cicerone butculesc ridică brațele spre tavan. Este marea încercare pentru care trebuie să fim gata în orice clipă. Verneasca se strâmbă. Eu nu sunt gata. Mare păcat cu analistiță, râse superior amabil domnul Cicerone. Un bun creștin trebuie să fie totdeauna pregătit pentru a da ochi cu la tot puternic. Și cum adică să mă pregătesc? Să-mi fac geamantanul și să iau un pui rece la paneraș? Ei, nu că îmi place. Mă ține de picnicuri în fundă groapă cu Grigore și bietul tata. Nu te la vale, butculescule, că mă și cu neroziile. Zi mai bine pe la zâne trecuși. A, ah, domnișoarele algiu, chiar așa. E, nu, nu le-am văzut cam de multișor. Aristița clătină din capa mustrare. Butculescule, butculescule, om bun creștin nu ori vrei să te trag de ureca cu 60 de ani, când ai dat iama în din grădina noastră. Domnul Cicerone, cu obrajii bucălii pară, își frământa mâinile grăsuțe. Se simțea la fel de jenat, prins în greșală, ca în urmă cu șase decenii, când băiețel de zece ani, în costumaj de marinar danez, cu pantalon până la genunchi și crăvățică lată, sugrumată într-un anou de oțel, fugise plângând din livada verneștilor, ținându-se de șezut. Îngăima aiurea. Păi, dumneatale, cu anaristeță? Eu ce? Nu mi o fi vreo filosofă, dar nici nătângă de tot. Le umpli cu zăpăcele albuma și le uite, le pe masă și îmi tolocănești că nu le știpă de rost. Aferim, flăcăule, din patru ați zbutiră două perechi de măgari ofensat până în adâncul sufletului Cicerone Butculescu, rosti moale. Așa ne-a lăsat Dumnezeu. Verneasca râse gros. Ți-am zis eu că te făcut cugetător, că am târziu ori la plete albe. Nu te holba, știu, în târg între că te cănești. Mi-a zis pizzeru și ce chimica le pui. Ta da, tot eu scofală. Și acum spovedește-te, fiule, ce fac oile alea? Bine, bine, dă să resucești algi în mormânt auzi că au deschis tractir în casă. Consternat până la lacrim, Butculescu abia izbuti să sufle. Cu anaristiță! Chiar eu, mis, te faci prostor, nu știi ceva să zică la bordel. Te pomen că ai rămas în început la șaptești de ani, precum Sfântul Grigorie de Capolitu. Fără grai, scăldat în sudor de rușine, domnul Cicerone își privea genunchii în care își încleștase mâinile ude. Verneasca urmă, fără să se sinchisească. Voi ești târgu căi la Algie, în ce un du-te vino de craidon și dameze. Mai de hai ca la lupanar, ce că le lipsezi doar vreo două tipe în fustișoare scurte ca la mula ruj și fanar roșu în zidul mai bine povestește tu că te-ai bine cu ele, că așa mai ca intim. Nu știu cu Ana nu știu despre ce vorbești. Domnișoarele algiu sunt singure și neajutorate. Am sărăcii cu toții. Or fi închiriași ele, o daie, două. Asta nu înseamnă însă, nu, nu înseamnă deloc. Cui au închiriat? Încurcat domnul Cicerone dădea din colț în colț. N-am întrebat, e nedelicat să insiști, nu-i așa? Sunt chestiuni personale. Necruțătoare, Verneasca nu-l scăpa din hățuri, emise ca pe o certitudine, ținându-l în priviri. Aripalunea Iliuță i-au dat-o Butculescu răsuflă ușurat. De vreme ce tot știe, le ne pot de vară și le ne pot bun. Nu vă nimic convenabil, neconvenabil. Cu coana aristița și ascunse satisfacția. Asta vroise să afle. Se interesă în continuare pe un ton ușurel, fără interes și doar ca să abată atenția bătrânului. Și al cinei? Care-l și din denodaița feciorului. Domnul Ciceronești suguie buzele. A, un negustor, mi se pare. Cineva destul de modest, lipsit de importanță. Verneasca își mestecă șoldurile plăvane în scaun. Pe măta de prost! Ar că știi tu cine e important! Se uită prin odaie, inventarind obiectele. Se apropia ora de dejunului, dar bătrâna știa că în casa lui Butculescu nu-i rost nici măcar de un ceai. Mânca pe sponj din ce rostuia un slujitor bătrân și surd, fidel lui Cicerone din obișnuință, tembelis, n-am ce face și încotro mă duce și care avea neamuri destul de ortomane într-un sat din apropiere. Dintr-o găină mâncau amândoi o săptămână, dintr-o gâscă două. Cu știa, după cum știa tot ce se întâmplă în fiecare casă din oraș. Cum ar fi rezistat altfel fără leț de mai bine de 40 de ani? Colportajul, pețitor lâcu, micul șantaj îi aduceau venituri aleatorii, dar nu rare ori, substanțiale. Când o găsise pe catița grecoteiului în atacul lui Mitiță Rateș, judele de la ocol, zăpăcise slugile cu prăștină și intrase nestingerită în odăi, se alesese cu zece mii de lei. mândruța îi strecurase plicul grațioasă și dezinvoltă. Un mic cadou pentru dumneata Coana Aristiță. Am primit o moștenire și se întâmplă să fiu o leacă mai înlesnită. Tot te plângeai că te necăjezi dinții și aud că dentistul cel nemț, care s-a ajutat aci la noi, face toate paralele. Vernăscă o cercetase cu căutătură de geambași. Măsele, vrei să-mi cumpăr o ori botniță?" Desfrânata râsese cu gura până la cercei. Din totdeauna am socotică două mai bune ca una." Hotărând să se urnească prost dispusă din pricina pântecelui sleit și a viscolului care o pintea să smulgă jaluzelele de la fereștile lui Butculescu, bătrâna cercetă în jur după baston. Pe seară la șase vin și te iau. Grijește să fii gata gătit că-ți negreșită la ceasuri. Domnul Cicerone se sperie. Unde să mă iei cu anaristiță? Nu la cimitir, domolește steama, încă nu. La vremea cuvenită tăi în soții eu și până acolo. Trag de acolo, va să-ți fie soi. De seară mergem la ce. Cu anaristiță mi-e peste poate. Am un alt aranjament. Ai pă, dracu! Iorete disprețuitoare. Butculescu încerca să se abere din răsputeri, nu, te înțeleg, Aristiță, pe cuvânt, dacă te înțeleg. Du-te dumneatale singur, să se bucure grozav. Chiar se întrebau zilele trecute, inventă disperat, de ce le în ultima vreme? N-ai nevoie de mine? Ba, din potrivă, îmi lipsește un paj, rânji. Te știam, gentil om, butculescule. Cum ai să lași o bătrână singură să o pintească în numesc la vreme de seară? Răpus de argument, domnul Cicerone tăcu. Bătrâna întoarse spatele uriaș. Picioarele umflate, greoaie, îi smulseră un geamăt în gâna de vaetul dușumelelor. Așa ne poate, le poruncișoilor, alea să nu mă mai primească. Ei, iată că-mi sticlesc ochii tot pe unde poftesc eu. Să o văz numai pe servitoare că în casă pe Budculescu și că mie îmi zice zât. Rămas singur, domnul Cicerone se a zvârli pe sofa cu în gură. Se dusese de râpă frumoasa lui seară pe care și-o făgăduise la surorile algiu. Bun rămas ceasuri plăcute, de o bucurie domoală, gingașă, între prietene dragi, stihuri delicate și amintiri vechi. Siluete elegante, în crinoline ușoare de muselină, cu umbreluțe jucăușe ca niște fluturași, domni impozanți în redingote albastre din postav de Flandra, ba mai departe, în cotlon neguros, un caftan de canavăț, peste halat din tafta florie și brâu cu două pumnale persane umbre topite în foile calendarului, definitiv și iremediabil pierite, pentru că nu-și mai amintește nimeni de ele. Nimeni în afară de domnul Butculescu, de Zoe, Zinca și Zizin. Cred că suntem singurele persoane din lumea asta care o țin minte pe Eugenița Varlam. A murit la 91 de ani, pe vremea când neal, nenea lăscăruș era Macam. Se dădea în vânt după crema aceea albă, foarte dulce. Exact, Dame Blanj Montro! domnul Butculescu, șterse o lacrimă și în curând a adormit. Mai cu seamă nu te expune, spuse domnul Mareș cu ochii la domnișoara Aurica, fata căsca de zor, fără imprudențe gratuite. Bineînțeles, poți face unele cercetări pe compropriu, sunt justificate, mai ales după discuția cu Dabija. Fii atent în special noaptea la cea mai mică bănuială, nu o voi să te lichideze. Da, da, ca de obicei. Deocamdată e recomandabil să nu ne vedem. In extremis, știu unde mă găsești. Noroc și nu uita. Ferește spatele și uită-te bine pe unde calci. Te așteptam abia peste câteva zile, rosti generalul Averescu, țintind un punct pe harta Europei. Alături a târna la fel de mare cea a României, o ciubotă scurtă fulgerată de săgeți albastre și roșii. se cu fața la Dabija. Cum ți se par planurile în ansamblu? N-am da, izbutit încă, domnule general, să le studiez în întregime. Veți avea raportul meu detaliat marțea viitoare la ceasurile 9. În principiu, am propuneri privind o mai mare elasticitate a armatelor a doua și a treia, mai multe variante pentru eventuale joncțiuni și replieri, măsuri care să ne asigure coeziune. Să nu cădem iar în greșeala din toamna lui 1916, când armata a doua n-a ajutat corpul de la Old, iar armata din nord s-a aflat în imposibilitate de a-i sprijini pe ceilalți. M da, făcu Averescu ciupindu-și bărbuța cărântă. Toamnă de tristă amintire! Dacă aș fi superstițios, aș zice că e anotimpul favorabil nemților. În octombrie 1914, Hildenberg îi bate pe în Prusia Orientală, în 1916, Falkenhayn dă lovitură după lovitură în Ardeal, Mackensen ocupă Dobrogea, în sfârșit. Îmi pare bine că ai venit, generale. Am primit planurile de ofensivă coordonate ale lui Alexiev și Saharov. Vreau să le studiez și să țin tocmai și raportul pe baza întregului material. Acesta este dosarul și acum te ascult. Despre ce e vorba? Generalul Dabija își drese glasul și la invitația lui Averescu scoase tabachera și o țigaretă. Nu aprinse, bătându-i capătul ușor în tăblia de argint. Domnule general, am certitudinea că la statul meu major s-a strecurat un trădător. Averescu se lăsă pe spatele scaunului și îl cercetă lung cu privirea îngustată. Iarăși, ce se întâmplă cu unitatea asta generale? E blestemată? Dabija relată sub și sec faptele pe un ton care voia să arate că nu comentează, ci se mulțumește doar să nareze incidentul brut. Ești încredințat că nu exagerezi? Știi cum se întâmplă cu individul pățit. Acum, după nenorocirea cu sturza, suntem speriați, înclinați să dăm proporții. Trăim evenimente mult prea grave, domnule general. Trudim într-o pregătirea unei bătălii de importanță vitală în istoria acestui neam pentru a putea trece cu superficialitate peste asemenea fapte. În orice șoaptă, spunea bunicul meu, există și o diavolie. Forțarea unui birou de stat major în focul unor momente încleștate mi se pare mai mult decât o șoaptă. Fără îndoială, suspicionez pe cineva anume? De abia reflectă câteva secunde, îndreptându-și pe degetinelul sigiliu. Nu, toți trei au venit cu recomandări excepționale, sunt mai presus de orice bănuială. Poate că nu-s de acord cu, să zicem, temperamentul maiorului Roșianu. Fac eforturi însă să-mi amintesc că nu-i absolvent de școală militară îndura nevoie unele rigor și că e categoric un tehnician capabil. Față de Ioanici și Teodorini nu pot ridica nicio obiecție. Ai luat măsuri? Le-am acordat trei zile pentru descoperirea făptașului, vinovatul sau curtea marțială. Cam dur, generale, nu găsești? Aveți o soluție mai bună? Averescu început să tramburineze nervos coperta dosarului. Fie rar să fie, suntem nevoiți să facem acum și poliție. Ăsta nu mai e război serios, e hingier ală după cambriolări pe cheile senei sau un soho. Spioni au existat dintotdeauna, domnule general, și avem și noi. Pe vremea lui Hannibal, scoadelor rase în cap, se scriau pe piele informațiile secrete cu cerneluri speciale rezistente, se aștepta creșterea părului, după care îndeplinau slujba de curier traversând în liniști staberele vrăjmașe. Ha? aveau timp dumnealor. Ăștia de acum sunt mai rapizi, oricum. Așa nu mai merge. Din câte știu eu, nici Cartaginezu, nici Wellington, nici Suvorov n-au fost tipistați. Voi solicita chiar a schemarea urgentă a colonelului Roman aici. Da, de Bijaș Deci, pleoapele. Deci, cu contra Bertlo și Brătianu. Să vedem cine e mai tare. Capitolul 8 Capitanul Alexandru Ioanit deschise geamul și aspiră de câteva ore aerul înghețat. Pale de zăpadă, purtate de viscol, mușcau din țigara aprinsă, un țurțure atârna lacrimă lungă la marginea streșinii. Ioanid îl rupse și îl păstră în palma fierbinte. Îi amintea anii de școală când ei, copiii, îi vânau ca pe niște trofee. Îi sugeau fericiți și acum, după mai bine de 25 de ani, capitanul simțea încă gustul de gheață cu miros de lână udă și aspră. Purta mănuși croșetate cu un deget ținute pereche de un șnur trainic care îi rodea gâtul deasupra gulerașului de uniformă. Se simțea... Se simțise mare, abia într-a când mai s-a îngăduise primele mânuși cu cinci degete, fără soară. Învățase la Matei Basarab și câteva case mai la vale, pe călăraș, exista o ghimirlie cu acoperiș scund, unde țurțurii creșteau unul lângă altul, amintind frânghile oltenilor pe care atârnau căpățânile de ustroi ca o colecție de scalpuri. Azi, din liceul Matei Basarab, nemții făcuse răspital de prostituate. Lui Ioanid îi venea greu să-și imagineze transformate în lazaret, sălile de clasa austere, cu pupitre cafenii care aveau capac după modelul liceului lui Grand din Paris, laboratorul din, de științe naturale, unde fascina, mai ales pe cei mici, un urangutan împărat peste ceilalți monștri prizonieri în dulapurile de sticlă, sala de gimnastică. Acolo aveau loc și serbările de sfârșit de an. Băieții jucau în travesti și rolurile de fecioară, dar pe micul Alexandru cel mai mult îl interesau nu versurile alexandrine recitate cu patos, nici drama Ximenei ori tribulațiile lui Sirano, ci mingile de oină. Monsenio Lafore, dascălul de franceză, îi obliga să învețe pe de rost pagini întregi din proza lui Balzac, Maupassant și Paul Geraldi, pentru a-i deprinde cu sinuozitățile limbii. Ionică Bunescu, de geografie, era adept al metodei intuitive. Primăvara îi scotea în curtea liceului zgâria țărâna cu un băț conturând harta României, principalele fluvii și râuri. Unul cior plin îi stătea totdeauna la îndemână. Turna apa în șanțulețe cu picurișul, explicând de unde izvorăsc oltul, trotușul, mureșul, cum ajung de sembină, haltele până la gurile Dunării și Marea Cea Mare. Ioanit simți că îi se face frig și își strânse la gât mantaua. În odaie avea să fie o atmosferă polară, dar cel puțin nu o să-l sufoce mirosul de tutun rece, de o daie săracă, neaerisită la vreme de iarnă, specifică mizeriei mansardelor studențești. O miasmă specială de țigări ieftină, așternut cenușiu și mototolit, parcă totdeauna umed, încălțăminte veche și picioare neîngrijite. Încă trei fumuri și închid, o lună trândavă de vată se căra moșnegește, o pintin să spinte cenămeții cerului. Nu ostenise nici viscolul. Din susur de șarpe devenise urlet înfricoșător, de fiară înfometată. Poate de aceea capitanul Ioanid nu auzi vaietul văzduhului sfâșiat. Limba de oțel se înfipse în ușorul ferestrei, păstrând o clipă tremurul mâinii din care țâșnise. Buimăcit, capitanul scrută întunericul. O singură clipă, priveliștea era cu minte, ca în felicitările de Crăciun catolice și poveștile lui Andersen, căsuțe care trudeau sub căpițe de omăt și viscolul, mereu viscolul amplificând voluptatea închipuitului cămin cu sobă caldă, papuci de pâslă și oale de aramă spânzurate în bucătăria veselă, unde robotește mama grăsună, caldă, rumenă, scufița albă seamănă cu o conopidă bine scrobită. Cu o mișcare precipitată, Ioanid închise ferestrele oblonite și smulse cuțitul din blana de lemn, îl puse pe masă ca pe un corp străin ciudat, care simultan îți stârnește repulsie, dar și nestăpânită curiozitate științifică. Încet, lăsând clipe lungi să treacă între un nasture și altul, își dezbumbă tunica, apoi cămașa. În pijama, sminteală importată din papistășime. Pufnea mamă sa, care, socotind că și în soara azi mâine, feciorul comandase la călugărițele agapiei două duzini de cămăși cu râuri, se strecură sub pilota de pufa coane Caterina. Era un pat înalt, cu perne multe, atât de gogonate, încât Ioanid avea mereu sentimentul că doarme într-un hamac. Își puse mâinile sub ceafă, încercând să-și orânduiască impresiile. Ochii rătăceau printre boscârțele gazdei, fără luarea minte, cercetând alte cărări. Un ceas cucuc, din cotigiul elvețian, năpădit de guguștiu și păsărele, scotea capul o scăfârlie roșie cât o măslină cântând cucu pe nemțește și un corn al abundenței de porțelan albastru, unde coana Ecaterina păstra chitânțile. Doar doi centimetri și machita. a chita. Rău, zicea mama, să dai liturgie la biserică și s-a prins lumânări vreme de șase săptămâni Sfântului Neculai, izbăvitorul de primejde și vrăjmași la drum de agherotipul capitanului Angel Vântu, bărbatul Coane Ecaterina, mort la grivița. E trist, îndepărtat, de parcă ar ști, pozând italianului că n-apucă rusalile. Cine? Cine poate să fie? N-am stat la geam mai mult de șapte sau o minute. A trecut din întâmplare, ori mă aștepta. O poliță din Cireș cu un ceainic de argint și trei cărți, cugetările lui Efrim Sirul, Fratele Cucoanei Ecaterina e Ieromonah la Cernica, istoria bucurescilor de Ionescu Gion, ediție Princeps 1895 și al monahul gălățean al damelor române. Rețete ieftine, îndreptar de tinere gospodine, povățuitor între toate nevoile și rânduierile bisericești. Moto, de mâncare ai bun acasă, lesne soțul birtul lasă, de ei nu-i pasă. Am fost avertizat și totuși acceptăm teoretic aproape totuși, mai ales când e vorba de alții. Surpriza noastră nu depășește parametrii normalului. Când întâmplarea însă ne lovește, intrăm în fantastic. Cuțitul ăsta uită la acolo pe masă. Pare pierdut de o fantomă. Un bufet vienez înalt, trist și practic, aducând cu un sarcofag în rafturile laterale, ca niște terase rezemate pe colonele fuselate, Zburdă fără să fugă o căprioară, suvenir din borse cu ultima cutie de țigări cu cu cartonul îngălbenit pe care o atinsese capitanul Angel, o ulcică de lut cu trei narcise de tul, o cutioară emailată pentru ace de gămălie și fotografia unei fete sașii, pieptănate și îmbrăcate după moda anilor 1880. În conciul cățărat pe crește, e înfipt un trandafir înflorit, umerii căzuți la Eugenia de Montijo, sunt goi, chenăruiți cu grupură, din dreptul subțiorilor până la vâlcica dintre sâni. Figura e tristă, sceptică, fără poftă de viață, în ciuda sprâncenelor groase, haiducești, îmbinate și agurii cu colțurile ridicate. Trebuie să fiu atent. De fapt, ce înseamnă să fiu atent? Nu te poți feri de un glonț când nu știi din ce direcție vine. Nu-ți poți supraveghea în permanență spatele. Un lucru limpede, nu voi pomeni nimănui de atentat. Iar ploua doar cu ponoase. Trebuie să-mi singur de grijă, o știm cu toții de mult, dar practic nu o învățăm niciodată. Hmm, un cuțit. În ungherul dinspre răsărit, deasupra crivatului, cruci icoane dispuse simetric. Lemnul vechi a plesnit cicatrice pe obrazul sfântului Ioan cel Mare, ani au însemnat sânul preacuratei de la olari, mâna țeapă sfântului Elefterie, tămăduitorul de dinți o candelă din sticlă de boemia, în zăbrea de argint, viețuiește a nevoie. Mucul fitilului, cât capul de bondar, abia clipește. Când capitanul Ioanid suflă în gazorniță, licuriciul candelei spânzură noaptea odăi într-un cui albastru. Un cuțit a zvârlit cu adresă de cercar sau văcar aventurier, care străbate fredonând melodii stranii și sălbatice prăriile texane. M da. Procedeul nu sună românește, nu i scad pe tărâmurile miloasele dâmboviței. O carte poștală ilustrată înfiptă în rama de stejara oglinzită deasupra lavaboului, destinatar cu Ecaterina, expeditor, capitanul Vântu Angel în tratament la Covasna, august 1875. Scumpă consoartă, eu mis bine, tale, raportează ordonanța, tot bine, roibul, bine, și țara, tot bine. Auzi la cazinou de la inși că o să cază guvernul. E bine, cu bine. Într-o căsuță din fundătura doamnei, maiorul Goguroșianu și Valeriu Teodorini sorbeau coniacul din păhăruțe de sticlă verde. În sobă mija foc molcom, odaia mirosea lemn de brad, rufe scrobite, fructe ținute peste iarnă a bunicii. Pe figura maiorului Teodorini stăruia un zâmbet incert, ochii aburiți de dispoziție duioasă cercetau ulițele acelea fără nume, desțelenite de mult și care nu se lasă străbătute decât o singură dată. Acum 25 de ani, sunt 15 ani de atunci, purtam scufiță de dantelă și ciorăpei cu ciucuri când... Bunicul avea un ceas mare de argint cu capacele bombate, pivnița era uriașă și bântuită de stafii, Acolo, cu sufletul înghețat de spaimă, citise micul Valeriu romanele domnului Walter Scott, Bunica, slăbuță, prăpăstioasă, mereu gata să plângă, arunca în ungherul odăilor, după obiceiul jupuneselor valache, ierburi aromitoare, jale, șmintă, iasmin. Tot ea cânta la clavir cu degete șubrede, uscate, arse în dulcețuri și doar când bunicul lipsea, dacă mi-e dor de țambal, fac chef cu lăutar sau mă duc la șantan, tapa fără cine știe ce aptitudini, dar punând suflet melodic cu aromă de trandafiri albaștri, muzicile domnului Luli, liduri, amorul unei fecioare. Bunica suferea că s-a născut prea târziu, tânja după anii rococo, nu-i păsa că ne săpunul sau se murdărea din sau se murea din apendicită, cei ne are zile trăiește. Îi dădeau lacrimile când privea tetatetul din porțelan de sevră, unde Doamne grațioase cu talii să le prinzi într-un cercel, mereu dansând, primesc omagile unor cavaleri eleganți, îngenuncheați și împovărați de pălărinințe cu pene de struț. Culorile veșmintelor sunt roze și bleu, minunat îngemânate când va de doamna de pompadur, bolțile de trandafiri, aurii. Melodia preferată, plezir d'amur, nu o cânta decât când era răcită. Atunci, după două chinine și un păhărel de vin tonic, se găsea într-o dispoziție ușoară, vaporoasă, pusă pe șolticării. Își plimba degetele pe clapele de fildeș cu sentimentul că săvârșește un lucru neîngăduit. Hotărât, cântecul era mult prea îndrăzneț, aproape fiului vol. A doua zi se mărturise a duhovnicului. Credea în bobi, descântece, vrăj, chioc semne, vise, Cheie de argint vărâtă în Biblia deschisă, la întâmplare. Ce faci, monșer? Ai venit să tăcem împreună?" Gocu Roșianu-i turnă în pahar, umplându-l până la buță. Adică, te-lea. de ce să mă osteneze de două ori?" Teodorin, ciocnii de formă, nu era băutor, dar știa să dea impresia că bea. Roșianul expert, nu se lăsă înșelat. Îți arde domniei tale de rachiu, cum am eu chef acum să dansez cotion?" Valeriu Teodorini surâse blând, avea obrajii ușor îmbujorați. Chiar nu ți arde? Faci parte dintre fericiții pentru care negru nu e niciodată chiar negru. Pe aici, pe colo, măcar la chenar și tot se întrevede o leacă de roz. Ce vorbești, domnule? Simulă roșianu stupefacția. Pentru tine, râse Teodorini, de parcă sunt simpla constatare, îl încânta la culme, Miscolul e alizeu, nămeții, covoraș de blăniță albă, pantera, cotoi si amez cu panglică roșie la gât care se asortează cu o canapea Biedermeier. Moartea, moartea, un sejur mai mult sau mai puțin amuzant pe moșiile cu mași și albăstrițe ale domnului. Există sau nu, există acolo șampanie bine. Iauzi, se miră roșianul. În capul tău să lășluiește ideea că dacă primesc o carte poștală, mă înșer nu zăbovi sunt acelea birturi bine asortate serviciu prompt, ireproșabil și gratuit, i-au accelerat-o la fără retur ca să-i strâng mâna lui Dumnezeu? Un râstâmp despică obrazul lui Teodorini. Chestiunea e că nu o primești. Nu s-a inventat încă serviciu poștal părut asta. Gogu Roșianul cercetă cu atenție. Bad nu ești. Și nici nu-i genul tău să te amețești. Am să-ți fac o mărturisire. Cu excepția Uistului, mausului și a Pokerului, alte jocuri nici nu cunosc. Obișnuiesc să joc cu cărțile pe masă. În concluzie, ce vrei de la mine? Mă suspectezi de ceva? Întreabă-mă! Dacă am chef sau îmi convine, îți răspund. Dacă nu, treaba ta. De test pisicile, mai ales când am impresia că eu sunt șoarece. Valeriu Teodorini își deschie un nasture de la tunică și își vârâ mâna înăuntru, în dreptul inimii. Rostil liniștit, fără înverșunare, dintr-o dată straniu de detașat. Nu te suspectez. Ești inteligent, jovial, amuzant, da? nu ticălos. Ca să fii foarte bun sau foarte rău, îți trebuie o anumită forță. Tu nu o ai. Scuză-mă, da, nu o ai. Iată un punct câștigat. Nu am forța exceselor, sunt de acord cu tine. Nu mă interesează să fiu nici măcar cu un centimetru peste ce a fost bietul taicămiu. Un om cum se cade și înlesnit într-o urbe liniștită. Am căzut deci de acord. Te întreb atunci ce dărea cu vrei de la mine? Faptul că nu te consider un tip malefic nu mă împiedică să sesizez că ai bun simț, perspicacitate, simț de observațiune. Care-i părerea ta despre Ioanid? E un cretin, mai puțin cretin decât alți frumoși, mă întâmplător, sunt și onest. Mănânt ăsta l-ai omis. Cretin și superb. Curajul ca tuturor imbecililor, de obște lipsiți de imaginație, nu-i lipsește. Nu i amarnic, se socoate cu pământului și dar fi să grindine cu bombe în jurul lui. Înainte de a suspina Amin, își va desăvârși manicura. După mine nu gândește, la greșit măsa frumos și de aici se trage totul. Nu contez că e un cutezător. Ea a mers însă din plin și s-a obișnuit să aibă noroc. Cred că exagerezi. Roșia nu sorbi lung din pahar, rezemându-și nasul în marginea de sticlă. S-o un credințat că nu. În orice caz nu o fac conștient. Atât am duc lumina și înțelepciunea. Ascultă-mă, Teodorini. Nu sunt invidios și n-am fost niciodată. Știi de ce? Știu, râse Teodorini. A, ai o părere excelentă despre tine și, în plus, Probabil nu ți-ai dorit altă soartă. Exact. M-am simțit totdeauna, nu vorbesc de rahatul acestui rezbel, splendid în pielea mea. Iar dacă ți închipui că Ioanid ar fi vreun spion ne neamț încredințat, sunt că te înșeli. N-are stofă. Tu ai? Gogu nu se înghesui. Între umeri. Declară pe un ton ciudat care nu-i semăna. Nu. Sincer, cred că nu. Deși m-am rugat totdeauna lui Dumnezeu. Fere-mă, Doamne, de momente cruciale. Momentele acelea când nu știi încotro să o apuci. Cum trebuie să procedezi. Să rămâi împăcat cu lumea, cu ce ai învățat în poala de tafta sau stamba mamei și la școlița din Mahala? Să-ți poți privi obrazul clăbucit în oglindă? Înțeleptul, spun chinezii, nu disprețuiește nimic. Înțelege orice. Și trădarea? Roșianu clătină trist capul. Și? Ce înseamnă trădare? Întrebă într-un târziu Gogu Roșianu. Avea o beție ciudată, tristă, care ținea de starea de spirit. Îmi vine să mă spânzur sau pur și simplu vreau să mă îmbătuite așa de al dracului și nu de cantitatea de alcool consumat. Cu două păhăruțe de martel nu-l vâra nimeni sub masă, iar la Tübingen era un as al campionatelor bachice. 50 de halbe ingerate într-o oră sau o carafă de chirci, băută dintr-o răsuflare. După aceea slalom demonstrativ printre 12 sticle goale înșirate în lungul salonului. Dacă ar fi răsturnat o singură glajă, era obligat să plătească întreaga consumație. Nu plătise niciodată. Ce înseamnă trădare?" repetă privind fix iconostasul dintre ferestre. Pe una din laturi spânzurau mătănii de fildeș văd vârfuite de o cruce mai ilată turcoaz cu brațele în trifoi. Ce dracu înseamnă trădare! Todorinii săltă din numeri, socoteacă că întrebarea, pur retorică, nu merita sau nu aștepta răspuns. A, are chef de ditirambe. ăsta Stai doar semnalul de pornire, o să-mi țin o prelegere acum despre ideea de felonie, Concep filozofic, politic, social. Nu mi arde de discursuri inteligente, de cuvântăreți înțelepți. Dacă te plictisești, spuse brusc Roșianu, de ce nu te duci acasă? Pe chipul maiorului Teodorini se așternu expresia imbecilă care îi păcălea pe mulți. Surprins de perspicacitatea gămanului, începu să râdă. Un râs scurt, din gât, ca un behăit. Nu mă plictisesc, îmi place, îmi place mult." Mie nu." Se strâmbă cu oguroșianul. Vreau să zic că nu-mi placi tu. Cu mine m-am împăcat de mult." Teodorini ruse încântat, timid în fond, îl stingerau gentilețurile ostentative, Roșa, la cel mai inofensiv compliment, prefera o sinceritate brutală care nu-l obliga. Nu-mi placi." Urmă Roșianu ștergându-și ceafa asudată. Ești pre-intelectual pentru mine." Nu mă refer la kilogramele de tomuri îngurgitate. Am păscut și eu destul, am fost îndeajuns de imbecil ca să-mi dau și doctoratul. Rahat! Chestiunea e că simt prea intelectual, cum zicea prostola Kant. Lasă-l pe Kant, spuse Teodorini amuzat. Îl las, uite ce vreau să zic. De pildă, presupunem că dumneata îmi salvezi viața. O să-ți ridic o sanale, să am să-ți aprind lumânări, o să le pălăvrăgesc și răsne nepoților despre maiorul Valeriu Teodorini." N-ar fi cazul." <gânghe> ba da, pentru ăla salvatul. Trâncănind-o, deși ridicând o sanale, ăluia de ți-a fost binefăcător, ai sentimentul că ți-ai mai achitat din datorie." Te simți mai puțin meschin, pentru că, în definitiv, superioritatea categorică a unui semen de al nostru..." Ajunge să ne ostenească. Admirația începe să ia nuanța șofrania la lelei ce se cheamă invidie. Apropo, știai că boșii sunt singura nație care are un zeu al pizmei? Amănuntul mi se pare semnificativ. Te-ai îmbătat? Dacă da, profită. Profită de singurele momente când sunt pădea întregul, sincer. Și acum, să zic de ce nu-mi place. Nu mă simt la îndemână în prezența ta. Și dacă ar fi să fac un chef, ai fi ultimul om care ar figura pe lista mea de oaspeți. Îmi plac tipii bine dispuși, cu care să pot petrece într-o crâșmă din vergului, cu bucate mitocănești, uger de văcuță bine usturoiat, tuslama, ciorbiță la minut în vreme ce lăutariba la îmi încântă of dorule, rocori obierească îndrăcită, E dumneata, sclifosit, nu no, pentru că vrei, da, așa ți-e fizionomia. Te văd doar la cap și-a consumând șaloua la Victor Hugo, truitos man, homar rococo, gigo de păun, lebădă sau colibri isteric. A, mulcer, surâse Teodorinii și, în consecință, gusturi mai puțin complicate. Cum e mai rău? Deci, își suguie buzele. O aripă de pui rece și cartof natur, la care s sortează bineînțeles, un pițicaton re major, berseoza de Mozart, asta ca moment frivol, sau nu știu ce zăpăceala lui Paganini. Mersi! Hm, domnul cu tine! Teodorini continua să se amuze. Ai uitat, damele? Exact! După trei flei și patru-cinci flacoane de tămâioasă colea, eu mă duc să-mi sting ardoarea la madama cleman pe pășepcari În vreme ce tu, Fredonez, dă inimă portocalie versuri bleumarind din rimbo. Frumoasa inimii matale are ochii ca cicoarea, scuză-l pe ca ci. Cosiță de mătase blondă și deget împiedicat în novelele blă din bibliotec roze. Metresa mea, azia altuia, are subțiorile și craci goi, jartiere negre, Începu să cânte pe nas. Ce picioruș nebun, ce elegant colțun, să jur că i-am văzut și calțaveta. Adică nu ascultă păsta. Numai o noapte să fie a mea, dar până în zor de zi, dorința mi te cheamă acum pe același splendid drum, că -și te ador, știi bine. Nu mai am niciun dubiu, oftă Valeriu Teodorini. Te-ai afumat, cred că am să plec. Goguroșianul replică pe melodie. Pleacă! Noaptea când răsare tainic, chiar și în vis, eu te zăresc mereu și mă obsedează neîncetat dragostea ce mi-ai jurat. Continuă pe ton obișnuit. Da, n-ai să pleci. Crezi? Râse Teodorini. Precis. După expresia amicului Cleio, ucis de o grenadă la pralea, nu mi-ai scos încă viermi din nas. Tot mai sper să trec la mărturisiri complete. Valeriu Teodorini își greblă părul pe tâmple, degetele lungi, sensibile, alunecară spre ceafă, și o masă ușor, rotind capul de câteva ori. Mai ucis cu citatele și poezioarele. Cunosc și altele. Uite de pildă asta a lui Aden, doctorul. Mi s-a părut foarte înviorătoare. Știi, la Bolintineanu, în 1917, o rumen victorieux, le français pourra dire, en façon adieu, je ne connaissais qu'une et j'avais du patrie, la France, mon pays et puis la Roumanie. Mai vrei monstre, mon cher? Suficient. Se ridică nesigur. Mă duc să mă culc. Ura! Vă spun sincer, abia aștept să rămân singur. Mă distrez mai bine. Teodorin Chicoti. de ce dracu' nu mi-ai spus-o mai devreme? La ce bun, ai știut în prima clipă că nu-ți duc dorul. Iar ca să te dau de umere afară, tot nu puteam. Sunt prea bine crescut pentru asta. Hmm, bine crescut, superstiție. Superstiția bunei educații, o floricică inutilă, mofturoasă și incomodă. De acord, dar trăiește în fiecare grădiniță precum mușcatele din Ferești. Hai, ce faci, n-ai plecat?" Todorini râse cu poftă. Asta, apropo de etichetă?" Nu, dragule, mi-e pur și simplu somn. Iar înainte de a face nani, am chef să discut cu Gogu Roșianu un tet -a tet Ca să-ți fie somnul lin, te asigur, îți dau cuvântul de onoare că nu sunt agent german. Bref, că nu somnul pe care îl cauți. Bate alte cărări și ciocănește la alte uși. Dacă îți dai cuvântul de onoare... Totul se petrecu instantaneu. Prin geamul țăndărit cu zgomot pătruns o pară mică, metalică, de culoare verzuie, după cum băgă de seamă Teodorini într-o fracțiune de secundă, nimerind în pântecele șifonierului cu oglindă. Explozia îi asurzi și se făcu întuneric.